Răzbunarea este a Domnului. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Roman 12,19. Când cineva ne provoacă și ne mâniem, diavolului îi place să ne țină supărați. Să răspunzi cu milă și iertare este opusul a ceea ce dorește vrăjmașul să faci, pentru că îi distrugi planul de a te menține supărat. Asta nu vine în mod natural și nu este întotdeauna ușor, dar atunci când noi ne facem partea, Dumnezeu va face ceea ce noi nu putem. Când cineva ne supără și ne ofensează, multora dintre noi ne vine în mod natural să răspundem cu aceeași monedă. Însă, ce vom câștiga dacă ne răzbunăm astfel? Vom reuși doar să-l înfuriem mai tare și poate va vrea să răspundă pe măsură, iar ciclul nu se mai termină. Suntem nesăbuiți dacă rămânem blocați în mânie. Noi trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu atât mânia, cât și pe oamenii care au cauzat-o și să-L lăsăm pe El să rezolve problema, așa cum zice în Roman 12,19. Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Încrede-te în Dumnezeu, iar El îți va purta de grijă și te va proteja. Tu nu poți schimba ceea ce s-a întâmplat, dar când îi încredințezi lui Dumnezeu situația, El o va folosi pentru a face ceva bun în viața ta. Rugăciune. Doamne, cred că răzbunarea ți aparține și că Tu nu vrei ca eu să le răspund oamenilor cu aceeași monedă. Renunț la mânia mea și cred că Tu îmi vei purta de grijă.